Vreau să vedem și ceva frumos, așa, pentru că am vorbit despre lucruri care, repet, pe mine mă îngrijorează. Colega mea, Andreea Cigoria, a descoperit povestea unei case. Într-un București care se prăbușește, într-un București care e invadat de construcții aberante, care distrug monumente, care distrug istoria, pentru că nu e așa, progresismul înseamnă și să înlocuim tot ce dă parte din identitatea noastră națională cu sticla, betonul, inoxul, termopanul și așa mai departe. Povestea unei case din Cotroceni, a spune că ce e cu povestea asta? Ei bine, e povestea unor oameni, a unor relații despre care s-ar putea ca în curând să nu mai putem vorbi, pentru că sunt depășite, nu? Iubirea. Ce e aia iubire? Proprietatea. Ce e aia proprietate? Iată că totuși încă cineva, nu mulți, mai luptă pentru astfel de lucruri. Dintr-o inimă cât un pian s-a născut o casă unică în București, o poveste rară de dragoste a dus la construcția unei clădiri monument din Cotroceni. Horia Pipoș, fost ofițer în armata română, a convins-o pe mare artist Aurelia Cionca să-i devină soție după ce i-a făcut cadou o casă în formă de pian. Într-un București sufocat de betoane fără urmă de istorie, locuința este o capodoperă veche de aproape 100 de ani. Construcția a început în 1926, după ce acest Horia Pipoș la Ateneu a văzut-o pe mătușa mea cântând la pian. Avea deja 36 de ani, era nemăritată și era un contabil oarecare în ochii ei. El încerca să o convingă să se mărite cu el și le-a zis să-ți fac o casă de povești. Doar ca să te măriți. Și ea nu l-a crezut și el a construit-o. Ea nu vrea să vină să o vadă. Nu s-a lăsat așa ușor ademenită. Și după care a zis, ți-am pus trei piane. Vino să-ți alegi tu unul. În 26 a fost construită casa și de-abia în 28 s-a mutat ea. Da, cât a durat construcția? Deci a durat un an. Este una dintre primele case, de fapt, din Cotroceni? Din Cotroceni, da. Deci înainte de casa aceasta a mai fost doar una. Este o casă patrimoniu național. Este în patrimoniu. Deci asta înseamnă că n-aveți voie să faceți prea multe modificări la ea? Niciuna. Și noi, și fără să... Deci înainte de a fi în patrimoniu, noi am avut grijă să nu facem nicio modificare. E greu de întreținut? Nu mă întrebați, e foarte greu de întreținut. În sensul că după vreo... Deci am venit în 66, după vreo 10 ani mi-am dat seama că nu găsim meșteri și mai bine fac eu totul, de la acoperiș până la subsol. Pereții casei vorbesc de la sine, însă proprietarul, profesorul Koch, ne-a povestit amintirile boeme și pe alocuri triste ale perioadei comuniste. A fost singura casă din cartier care nu a fost naționalizată, n-a trebuit să redobândim nimic, ea a rămas în proprietatea familiei. Sunt 200 de metri, nu e o casă mare, e o casă gândită pentru o familie, sus sunt două apartamente și jos e un salon de muzică. Pe vremuri, când eram tânăr ca dumneavoastră, organizam aici la subsol, e o sală aproape cât asta, organizam petreceri și erau cel mai tari din București. Veneau și ăștia din primăverii cu fazecași, cu Ceaușescu, haideți bă, primiți-ne și pe noi. Și era cea mai căutată, să zic așa, discotecă din București, era aici la subsol. Ce simțiți în fiecare zi când locuiți în această casă? Sunt două lumi diferite. Când cobori aici, e liniște, o atmosferă, un miros specific, restul casei nu-l are. E o altă lume. Și de două ori pe an mai organizăm concerte cu... Vin foști ei, elevi, se cântă aici ca pe vremuri. Primăria intenționează o suită de 6 concerte în 6 case istorice, cu instrumente istorice. Ăsta va fi primul. Prima casă deschisă. Prima casă, da. Și e o mare onoare să fim noi înaintea casei Enescu. Anii 2000 au schimbat și atmosfera și oamenii locului. În Cotroceni au mai rămas doar 3-4 familii din garda veche, iar vechile case au fost ori dărâmate, ori modernizate. Acum, în prezent, în 2021, când vă uitați în jur, ce vedeți? S-a schimbat lumea din Cotroceni. Cotroceni a fost oaza nebunilor, insula fericirii, unii zic că a fost centru anticomunist. Erau mulți artiști. Nu mai sunt case deschise. Toată lumea s-a dus viața socială. A dispărut, cu toate că, să zicem, a dat libertatea peste noi, dar a venit frica. Înainte, la noi pe stradă erau 6 case deschise. Deschise înseamnă ușa larg deschisă de la 9 dimineața până la 2 noaptea. Iarna, când era gerul cumplit și piticul
turbat oprea gazele și curentul în București și dârdeau de frig. Am stat la un moment dat 16 oameni adulți și cu 10 copii într-o cameră în picioare, că aveam sobă cu lemne, era ca o mare familie. Astăzi, din păcate, nu se mai salută nimeni cu nimeni. Casa Pian și-a deschis ușile saloanelor de mai multe ori pentru familia regală. Mâhnită din cauza problemelor cauzate de fiul ei, Carol al II-lea, Regina Maria se consola ascultând-o pe Aurelia Cionca la pian, chiar în salonul care și astăzi este intact. Având doar Regina Maria, Regina Maria a avut o perioadă când a fost un pic în disgrație din cauza fiului ei, Carol al II-lea. A venit la un concert și în scrisori mătușa mea zice: în sfârșit a plecat Regina Maria, că nu mai știam cu protocolul ăsta cum să ne descurcăm. Aici în casă avem 7 arhive, 7 personalități din București ne-au lăsat toate documentele, scrisorile și le păstrăm. Multe povești din București vor muri cu siguranță dincolo de pereții acestei capodopere din inima orașului, însă proprietarul va avea grijă ca istoria și muzica de aici să vorbească în continuare, în memoria vremurilor de altă dată, dar și a familiei.